Ziua numărul 4. Dragi prieteni, am ajuns în camping Cazanele Dunării. Am campat chiar pe malul Dunării. O frumusețe! O frumusețe! Suntem alături de prietenii noștri din Germania. Au venit și ei tot astăzi să ne întâlnim. Foarte mulți străini în camping. Unii vin, alții pleacă. Astăzi au fost 38 de grade. Zona de corturi. Recepția, toaletele și băile sunt pe dreapta. Am să vă arăt una, să vedeți că e diferit de ce am văzut până acum. Avem bucătăria de vară, utilată complet. Terasa. Salut! Prietenii mei moldoveni. Thank you.
am pierdut iarba, de două luni de zile nu a mai plouat și s-a uscat. Nu mai am o culoare de verde cum aveam până acum. Bună ziua! Imediat! Vin imediat! Ia să vedem pe cine avem aici. Cineva din Ilfov și din Suceava. Domnul din Suceava mai exact este? Gura Humorului. Gura Humorului? Gelutiva. Și cu ce vă ocupați că e în domeniu? Tipa Caravan Service. Service rulote. Dacă aveți rulote de reparat, de accesorizat, avem în Moldova pe domnul Gelu. O frumusețe de loc. Îl avem și pe Florin în apă. Ia să-l vedem. Moldova e aici cu mine. Investițiile vor continua în această locație. Plajă, ponton. Se va nivela pământul de sus pentru a mări spațiul de campare pentru rulote. Acest camping este partener Club RV România, acordând membrilor posesori de card un discount de 20%. Ce să mai zic, Nicu, ești de nota 10. Pentru ceea ce faci aici, pentru ceea ce ai de gând să faci, pentru ospitalitate, camping Cazanele Dunării. Cam atât, dragilor, cu cei din minunate, cu soare, aveți grijă de voi.